Deși seamănă cu Tyrannosaurus Rex, acesta este un utilaj al firmei Romfertrans, cea care a început miercurea trecută să demoleze construcțiile de pe strada Caracal, numărul 132, locul unde va răsări un cartier de locuințe. Astăzi, firma a definitivat lucrarea cu scoaterea copacilor din pământ. S-a reușit punerea la pământ a 25 de construcții, dezafectarea instalațiilor nefuncționale existente și depozitarea deșeurilor rezultate. Aș vrea să le spuneți cum a mers lucrurile de demolare în ultimele 7 zile. În ultimele 7 zile, conform planului, noi speram să terminăm și mai repede. Eu zic că a fost totuși bine, munca bine organizată, ajutor și din partea primăriei și din partea poliției. Speram, e bine totuși, e bine. Astăzi suntem pe partea finală, am avut utilaje pentru absolut orice fel de lucrare. Au fost încărcătoarele frontale, am avut 2 încărcătoare frontale, am avut 3 buldo, am avut excavatoare cu foarfecă, cu picon, cu absolut tot ce a trebuit pentru spart betonul, camioane de transport 12, 13. Avantajul cel mare pentru Romfertrans este faptul că are un depozit propriu pentru molozuri. Astfel nu a mai fost nevoie ca firma să facă un contract cu o groapă de gunoi, iar costurile au fost reduse considerabil. Avantajul nostru, da, este pentru că avem depozitul special pentru molozuri și pentru resturile care au ieșit. Și astfel n-a trebuit să nu, faceți contract cu cineva? Da, costurile au fost mai mici. Am reușit să le cărăm la timp, altfel nu știu dacă reușeam. Nu, pentru că molozurile sunt, e un tip de deșeu puțin mai deosebit, nimeni nu-l vrea, toată lumea vrea să scape de el. Între materialele de aici, refolosibil e aproximativ totul, și cărămida, deșeurile de beton, le concasăm, avem concasor. În cadrul lucrării de demolare, Romfertrans a fost sprijinită de angajații Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondul Locativ Craiova, care s-au ocupat în principal de spațiile verzi. Costurile lucrării s-au ridicat la suma de 98.800 de euro.